Crearea diviziei electrice a TPL va aduce, printre altele, sensuri unice în Suceava și salarii mai mari pentru șoferii societății de transport local, a anunțat primarul Ion Lungu. În prezent, cheltuierile sunt foarte mari, iar 30 de autobuze au normă de casare depășită. Potrivit primarului Lungu, autobuzele electrice vor fi achiziționate conform procedurilor europene în două loturi. Le vom implementa imediat ce vin autobuzele electrice? Când vin toate autobuzele electrice, vor veni în două loturi. Primele 15 pe care au fost licitate, da. următoarele 35 vor fi licitate pe luni, 25 noiembrie. Sunt da. niște proceduri. Se dă în jai, așa se cheamă, Jurnalul Uniunii Europene. Da, da, da. pentru că suntem, mă rog, la achiziții mari și așa mai departe, pe transport, mobilitate, sunt niște reguli. Da. Rează licitația mai mult. Deci va fi licitația pentru celelalte 35 de autobuze și prima a fost pe data de 14 august. A doua licitație de 35 de autobuze electrice este data de luni, 25 noiembrie. Deci în măsura în care vin autobuze electrice, cu siguranță imediat vom introduce aceste sensuri unice. N-are rost să le introduc azi, când vin aceste sensuri unice, vă spun, vor avea o bandă de transport Trans specială, în așa fel încât să determinăm sucevenii să circule mai mult cu transportul public, în condiții care este suportabil ca preț, este civilizat, nu întârzi, are aer condiționat, are gabaritul care este necesar mai mare, mai mic, de funcție de strada în care locuiesc. Totodată, primarul Lung a sublineat faptul că divizia electrică va rentabiliza societatea TPL și astfel va fi posibilă creșterea salariilor și acordarea unor facilități pentru călători. Mult a fost puțin mai este. Noi suntem în de, de ani de zile când vin aceste autobuze noi, cele 50 de autobuze electrice noi, se rentabilizează și activitatea firmei de transport public local. De ce? Pentru că vin aceste autobuze cu niște economii de combustibil extraordinare. Costul la combustibil se reduce de șapte ori față de varianta clasică care este astăzi combustibilul, ce, pe, ce înseamnă energia electrică pentru alimentarea bateriilor este de șapte ori mai mic. Acest lucru ce înseamnă? înseamnă că putem găsi o, o sursă de creștere a salariilor celor la TPL și aici am fost acolo în discuții, este o ordonanță care limitează aceste venituri, o să vedem, ei au făcut niște intervenții la nivel de asociația lor patronală, Transloc, să fie modificată o ordonanță de urgență, 26, dacă mi-am bine aminte, în care să nu se mai limiteze acest fond de salarii, pentru că ce se întâmplă, ei au salarii foarte mici. Da. Deci s-a dat o ordonanță, cei care au salarii mari au fost avantajați, că bă, da, i-au băgat da. pe toți într-o ală, de capital de stat. Una să fie regia nu știu care, care are salarii foarte mari, agenția nu știu care, și alta să fie tpl care avea salarii vai de mama lor. Da. I-au prins cu salarii mici, a înghețat acolo. Eu, ca primar, voi face tot ce este posibil ca acești oameni care au o responsabilitate imensă să aibă salarii decente. vis a -vis, la fel de plata orei suplimentare, am spus că primăria este dispusă să suplimenteze bugetul la TPL și să facem o societate modernă, civilizată de transport public în Suceava. Voi avea curajul să ies suceveni, să fac un apel la suceveni, să circule cu mijloace transport în comun, care nu întârzie, care sunt civilizate, care au aer condiționat. Mai mult decât atât. Vreau să reduc prețul biletului înapoi de la 2,50 la 2 lei. Pentru că aceste economii la combustibil, cum v-am explicat, de șapte da. ori mici, în condiții în care costul combustibilului în costuri astăzi este undeva la 35%, îmi permite acest lucru.